a găsit la proful online cu exerciții de matematică. Clasa 6, da? Clasa 6. Acum, Davide, în tot ce s-a făcut până în clipa asta, am vorbit despre congruența a două segmente, congruența unghiurilor, da? Deci congruența. Congruența. Acolo. Acolată. Două segmente și a două unghiuri. Da. Ce înseamnă două segmente congruente? Două segmente care au aceeași lungime. Așa. De segmentul AB, zicem așa, că AB e congruent cu CD, și punem asta în paranteză, dreaptă, da, așa spunem, dacă și numai dacă, au lungimile egale. AB egal cu CD. Adică, iată, dacă eu desenez segmentul ăsta aici, AB, și dedesubt CD, voi spune că AB și CD sunt congruente, fiindcă au aceeași lungime. Da? Și pusurile sub altele pentru a marca acest lucru. Da? Fiindcă au aceeași lungime. Dar de ce nu spune cea mai complicat cu congruent? De ce ne-am lăsat așa? Am spus și altă dată, spunem că nu să zicem că mulțimea punctelor de aici este aceeași mulțimea punctelor de aici. Pentru că aici sunt punctele din zona asta, din plan, iar astea sunt un pic mai jos. Și de aceea spunem că AB e congruent cu CD în sensul că au aceeași lungime. Dar nu spunem că sunt egale. Cum aș desena eu un unghi într-un loc din anumit număr de grade? De 30 de grade. Cum desenăm un unghi de 30 de grade? Păi luăm raporturi și... Sigur, duc și una din laturi. Laturile unghiului. Am fixat un punct O. Așa. Asta se zice în ROI X. Și fixăm și nu? Latura cealaltă a unghiului. La câte grade? La 30 de grade. Da. 30 de grade. Eu, uite, așa am desenat unghiul ăsta. X-O-Y unde 30 de grade. Desenat foarte bine. Dar putem să desenăm și în altă parte. Nu neapărat în punctul ăsta aici. Putem desena și în alt punct. O oprim, să zic așa. Iau una din laturi din nou. Și dacă am fixat una din laturi, să zicem o X-prim, oprim. Și acum, ori în partea asta, ori în partea cealaltă, are importanță, construim unghiul de 30 de grade. Uite. Da? Iată că X-O-Y și X-O-Y sunt unghiuri congruente, spunem noi. El e, ăsta e într-o zonă, ăsta e în altă zonă. Da. Sunt de aceeași măsură. Două unghiuri opuse la frumos și sunt și ele congruente. Da, dar nu le-am construit opuse. Le-am lăsat pe ăsta aici și pe ăsta în partea asta. Acum, dacă le-au pe ăsta și l-aș lua așa și l-aș pune peste el, s-ar suprapune. Da? Deci, unghiul XOY, vom spune că unghiul XOY e congruent cu unghiul X'O'Y'. Da? Deci XOY e congruent cu X'O'Y'. Din ce motiv? Că sunt egale. Că au aceeași măsură. Deci, în culise, înțelegem noi că măsura lui XOY este egal cu măsura lui X prim, O prim, Y prim. Deci, ele sunt congruente, fiindcă au aceeași măsură. Din motivul ăsta. Deci, când două unghiuri sunt congruente? Când? Aceeași măsură. Eu le-au de aici și acum în partea altă și gata. Am rezolvat acolo. Poți să construiesc oriunde vrei o măsură dată? Da. Oriunde vreau, da? Și ele, toate unghiurile pe care le-am construit, pe toate feluri unde aș construi, toate au aceeași măsură, dacă am fixat de măsura stabilită unghiurile acelea. Acum,
Hai să ne fixăm pe OX un punct A. Da? Fixăm un punct A. Iar pe OY un punct B. Fără ca OA și OB să fie egale. Diferite, da? Bun. Aș putea pe OA ca mărime să fixez pe O prima prim, ca mărime. Cum am zis, dacă am un segment, pot construi unul congruent cu el. Da. Deci mă duc și măsor. Mă duc și măsor. Și văd cât am. Și aici fixez exact așa. Ăsta este punctul A prim, să zic. Apoi pe OB cât de mare este. Și constatăm că e pe aici pe de la B-ul, prim. Și iată că în clipa asta am luat, ce am luat eu în plus? OA. OA e congruent cu O prim A prim. Așa este? OA cu O prim A prim. OB congruent cu O prim B prim. Da? OA cu O prim A prim. OB cu O prim B prim. Sigur, unghiul era dinainte stabilit de aceeași măsură. Da? De aceeași măsură. Adică unghiul, o să zicem acum, unghiul X, O, Y, cum am zis noi înainte, dar acum putem să zicem A, O, B. Știi bine că cu literele, așa, enunțăm, da? Unghiul A, O, B, adaug aici, A, O, B. Unghiul A, O, B, așa. Congruent cu unghiul A prim, O prim, B prim. E, acum, hai să rămânim pe A cu B. Uite. A cu B. Și A prim cu B prim. A cu B și A prim cu B prim. Te rog să urmărești și măsoară pe acum, să vezi AB cât e de mare și compară pe AB cu A prim B prim. AB cu A prim B prim. Eu am unit pe A cu B și din și pe A prim cu B prim. Pe aceeași măsură. Foarte tare. Foarte tare. Ce este AOB? Un triunghi este. Da. Care trei laturi și trei unghiuri. Trei unghi. Deci, nemaipomenit. Pe asta, pe AB, n-am măsurat-o. O ieși chiar. A treia latură, deci, e neapărat cât a treia latură. Hai să măsurăm și unghiul ăsta și cu ăsta. Adică să măsurăm unghiurile și într-un și în celălalt. Și într-un trei și în celălalt. Adică să legăm Y cu X? De deci, nu Y cu X. Pe X am luat un punct A, pe Y am luat un punct B. Știi bine cum am făcut, da? Și acum vreau să măsor și unghiul ăsta. Unghiul din A. Ia să vedem cum găsim noi unghiul din A. Păi are tu 30 de grade. Cât are? Are tu 30 de grade. Ia vezi tu, mai atent. Urmărește acolo, mai cu grijă. Cum măsurăm unghiul acela? Ești atent? Așa ochiul tău spune cam câte grade are unghiul ăla. Are e mai mult de 90 sau mai puțin de 90? Cum îți dă ție? Ne-am dat 32. Unghiul care? Ăsta aici, dar ies așa mai mare? Depinde acum cum ai luat tu segmentele. Unghiul care dai tu? Din A, nu? Da. Dar când ai făcut figura asta de aici, ai luat-o cu care? Cât, da. Cât cine? Deci, O, eu uite cum am făcut eu. Eu am luat pe OA. Da. Și pe urmă am luat K
ca mărire cât o prim aprim. Păi, am și întrebi și eu. Păi, uite asta, cât are tine acum? Profesorul să zici, cât are? Ah. Acela, aici? Acela, trebuie să-mi măsori unghiul din A. Dar nu trebuie să-l pui pe A? A, sau acolo, din nou. Deci, cum îl măsori? Trebuie să-l măsori. Nu pe o linie stă. Fii atent, așa. Punem pe dreapta asta. Da. Și la vârful lui punem exact raportorul. Și vedem deschizătura lui aici. De sus, cât are? Cam 100 și un pic de grade. Așa, cam 100 și ceva. Da. Bun. La fel măsurăm și în partea asta altă. Da? Și aici măsurăm unghiul din A prim. Și... 120. 100 și ceva, tot așa trebuie să fie. Dar dacă ai respectat, trebuia să fim foarte exact când am luat laturile. Deci a făcut unghii 30 și 30. Am luat latura asta cât asta, da. Dar asta e mai mare decât asta de aici la tine. Da, eu așa o văd. Da, dacă, dacă tu luai exact lungimea acestea, ia măsoară O, B. Wow. Deci măsurăm cu foarte multe... Știu care e fiești. Da, deci măsurăm cu grijă ca să fie ieși. 7. Și aici are... 4. Vezi? Vezi, din cauza asta nu ți-a mai ieșit acolo. Da. Trebuie să respecti. De-aia am spus. Că o A, cât o prim A prim, o B, o prim B prim. Hai să, să măsori cu multă precizie, că nu-mi iese problema. Da, deci eu am spus, am construit un unghiul de 30 de grade, ca să am stabilit, am stabilit noi. La fel și dincolo vezi cât e de mare cealaltă. Da? Deci în momentul de față, spunem că am realizat. Ei, acum măsoară cu adevărat AB cu A prim B prim. Ia măsoară să vezi dacă este perfect, trebuie să fie. Ca lungime. Cât este AB, cât este A'B'. Da, am dat tot 100 și ceva. Unghiul acum se duci, da? La unde? Da, aici ajung. Da, bun. Nu, am văzut prin urmă, 100 și un pic. Dar și segmentul AB, AB este cât A'B', dar nu lungime. Da. Da? Deci, am constatat că acum ne-a ieșit AB. E congruent cu A prim B prim, că unghiul din A e cât unghiul din A prim, unghiul din A, am măsurat acolo, da? A este congruent cu A prim și că B și unghiul din B congruent cu unghiul din B prim. Deci noi ce am avut când ne-am apucat de construcția asta? Am avut trei elemente. Unghiul și laturile unghiului, ca mărime. Deci am avut unghiul și laturile unghiului. Și ne-a ieșit că latura a treia este cât a treia și unghiul acela din capăt iară sunt de aceeași măsură. E foarte tare. V-am să zic că când vrei să arăți că două triunghiuri sunt congruente, e suficient să arăți că au câte un unghi, câte un unghi, unghiul de aici cu ăsta, și laturile care îl formează să fie congruente. Și atunci triunghiul în mod sigur, e văzut din construcții. Triunghiul este perfect egal cu ăsta, e congruent cu ăsta, da? Perfect. Dacă l-aș lua acum și l-aș suprapune peste ăsta, s-a suprapune perfect. Da. Deci, două triunghiuri care se suprapun și le-am pus așa perfect până peste altul suprapun, se cheamă să sunt congruente. Și toate elementele sunt congruente acolo. Toate elementele. Când ai pus unul peste altul și sunt perfecte, sunt toate elementele congruente. Dar să știi că nu trebuie ca să fie toate congruente ca să-l poți construi. Numai trei din ele. Ele sunt de total șase. Că sunt trei unghiuri, trei unghiuri și trei laturi. Deci, două triunghiuri sau orice triunghi are trei laturi și trei unghiuri. Și
Dacă sunt congruente, toate elementele sunt congruente două câte două. O latură de aici, o latură de acolo, unghi, unghi, latură, latură și așa mai departe. Da? Deci hai să înțelegem așa. Ca să construim două triunghiuri congruente, nu e nevoie să am toate laturile și toate unghiurile și toate... Nu. E suficient trei din ele. Trei elemente deocamdată pentru cazul ăsta. Adică care sunt cele trei? Un unghi, da, un unghi și laturile care îl formează. Un unghi, un unghi și laturile care îl formează. Adică o latură de aici cu una de aici și cealaltă latură cu cealaltă latură. Da? Deci să zicem așa. Triunghiul ABC. Definiție. Prin definiție. Triunghiul ABC e congruent cu triunghiul A'B'C'. Dacă și numai dacă toate elementele sunt toate congruente. Adică AB să fie congruent cu A'B'. AC congruent cu A'C'. BC congruent cu B'C'. Unghiul A congruent cu A'. Unghiul B congruent cu unghiul B'. Și unghiul C congruent cu unghiul C'. Deci când am zis două triunghiuri sunt congruente, două triunghiuri sunt congruente, adică sunt la fel, înseamnă că eu știu bine, ce știu bine? Că toate elementele sunt congruente două câte două. Unul de colo, unul de colo, unul de colo, unul de colo. Adică, iată, latura asta e cât asta, apoi latura de aici e cât asta de aici, și latura a treia, da? Cu latura a treia. Dar și ele, unghiurile toate sunt congruente. Adică unghiul care se opune laturii de aici, lui AB cine se opune? Unghiul din nou. Deci, unghiul ăsta se uită spre AB. Ei bine, dacă se uită spre AB, atunci latura A'B' era congruentă, că am spus cu AB. Spre A'B' se uită unghiul ăsta. Deci noi așa descoperim, dacă știm că două triunghiuri sunt congruente, la laturi congruente se uită unghiuri congruente. Deci la latura OA, cum este aici la noi, dar ca să mă duc în discuția cu A, B, A, C, D, C și nu știu ce, am să fac aici desenul, uite, Davide, cu două triunghiuri, A, B, C, și aici A'B'C'. Le-am făcut la fel de mari, da? Exact, congruente le-am făcut. Alo, alo, da? Sărăt, mă bucur să vă aud, doamna deputată. Sărăt, una.
Am sunat, da, am sunat, am ajuns și până acolo. Dumneavoastră stăm un pic de vorbă, chiar dacă e distanța mai mare, e altfel decât prin telefon. Dacă dumneavoastră reușiți să-mi găsiți un timp, o fac cu mult drag. Haideți, dacă reușiți. Da. Eu sunt liber tot timpul. Nu, nu, liber în sensul, nu, în sensul că proiectul și ideea pe care o am este atât de importantă, vă voi lămuri îndată dacă reușesc să ajung, încât îmi fac liber în fiecare clipă, nu? Adică pun, stau cu motorul pornit, cum să spunem așa, ca să vă pot prezenta. Da? Deci, nu... Nu, nu, nu vreau printr-un intermediar, înțelegeți-mă, să vedeți de ce. Nu e întâmplător, insistența mea nu e întâmplătoare. Da, dar vreau să vă spun că este o chestiune pe care cu dumneavoastră mi-aș dori să o discut. Da? Fără să mai mă duc să merg prin intermediarul, să vedeți de ce. Nu trebuie să vorbesc cum asta. Pe 28-29. Numai să nu se strece timpul, știți? Numai la asta mă gândeam, știți, dacă... Așa, da. Da, da. Vă mulțumesc frumos. Dacă duminica ați găsit timp dimineață, eu aș ajunge și duminica asta. Nu. Am înțeles. Da. Am înțeles tot aceeași poveste a mea și eu, de suflet. Da. Da, bine, mulțumesc frumos. Mâine? Nu. Asta să mă pot întoarce în jur de 7-8, să zic așa. În jur de 7. Dacă ați gândi și ați găsit o fereastră, să zic, în jur de nu știu ce oră să ajung mâine, aș face-o cu mult drag. Deci nu e problemă cât de oră, o să vedeți de ce spun asta. Deci oricând, de dimineață până seara, sunt gata să ajung. La 10 și un sfert, a spus, nu? 10 jumătate. Da. Bine, mulțumesc frumos atunci, rămânem așa. E un pic mai cam de vreme, că am ceva de rezolvat cu mama mea, am o problemă, dar că se poate un pic mai... Să spuneți. Perfect. Mulțumesc frumos. Da. Să vă spuneți cum vă mult. La revedere! Așa. Să-mi văd... Aici povestea este așa. Spuneam două triunghiuri că sunt congruente, însă nu toate elemente sunt congruente. Două pe două. Un element de aici, adică AB, asta de aici, cu asta A' B', AC cu A' C', și BC cu B' C'. Deci elemente două pe două. Și unghiul de aici, AU cu A',
B-ul cu B prim și C-ul cu C prim, da? Deci elementele două câte două, unul dintr-o parte și unul dintr-o parte. Acum, da, vede, dacă cineva spune, tu știi că triunghiurile astea sunt congruente? Da. Și tu acum, bine, sunt congruente, ai motivele tale. Măcar trei din ele, el le-a folosit, adică două laturi și un unghi. Deci el când a dovedit că triunghiurile sunt congruente, a zis așa. Astea două sunt congruente pentru că am pornit eu. Și am făcut așa. Am știut că unghiul din C e cât C prim, latura asta e cât asta, asta e cât asta. Și de atunci spui tu, înseamnă că a treia va fi cât a treia, pentru că așa am văzut și noi aici. Și că, ce mai are încă? Acum nu știi care unghi ține, ăsta cu ăsta sau ăsta cu ăsta. Ești în derută. Și tu spui așa. Păi, din ce am înțeles, ai că BC cât B prin C prim. Înseamnă că le iau pe A. Atunci, BC, spre BC se uită unghiul A. Înseamnă că le iau pe A ca să aflu care cât sunt congruente. Așa, cu A prim. Știi deja că la două sunt congruente. Deci, laturile știi că sunt congruente, dar și la latura asta cine se uită? Unghiul din A. La latura asta cine se uită spre C prim? De unghiul din A prim. Și atunci, de ce A cu A prim este? Și la fel a rămas al treilea cu al treilea, că ăsta era deja folosit, deci în felul ăsta îți dai seama. În concluzie, când am deschis gura și am zis două triunghiuri sunt congruente, tu înțelegi așa, toate elementele cele șase, două câte două, unul de colo și unul de colo, unul de colo și de colo, laturi și unghiuri sunt două câte două, dintr-o parte și din cealaltă. Deci laturi și unghiuri sunt congruente două câte două. Deci când două triunghiuri sunt congruente, toate elemente sunt congruente. Dar ca să arăți că sunt congruente, nu toate șase le iei în discuție, ci doar trei din ele. Doar trei din cele șase. Și una din variante a fost cu câte un unghi și laturile ce-l formează. A. Da? A fost un caz. Notează așa. Pentru a construi pentru ca două triunghiuri să fie congruente, este suficient. Ca doar trei din cele șase elemente să le avem de bază. Trei, subliniază, trei din cele șase, trei din cele șase elemente să le avem cunoscute. Și cazul întâi. Cazul întâi a fost. Cazul întâi a fost care? Cazul întâi a fost câte un unghi și laturile care îl formează. Cazul întâi, bună de-a zis. Cazul întâi, câte un unghi și laturile ce îl formează. Câte un unghi și laturile ce-l formează. Câte un unghi și laturile ce-l formează. Adică, în cazul nostru, deci câte un unghi și laturile care-l formează. Da? În cazul nostru, am zis câte un unghi, în cazul nostru cum a fost? Unghiul acela din nou și latura care l-a format. Da? Da. Deci spunem noi latură, unghi, latură. Asta e cazul. Latură, unghi, latură. Lui. Latură, unghi, latură. Și ca să înțelegi
aici desenează-le, cum a fost aici. Da? Deci e vorba de A, B, C, A prim, B prim, C prim. A, B, C și A prim, B prim, C prim. Deci o latură asta, cât asta, da, vede? Latură, deci de aceea zice latură. Unghi, unghi și latură. Da? Latură, unghi, latură. Dar asta am avut-o noi în varianta care am desenat. Dar putea să fie și unghiul de aici, unghiul ăsta cu laturile astea două. Unghi, da? Deci tot latură, unghi, latură. Deci poți să privești nu numai din partea asta cu CO de bază. Poți să fie B-ul. B-ul cu B-ul, B cu B prim, latura asta cu asta, latura. Importanța să fie laturile care formează unghiul. Deci dacă eu am despre cele două triunghiuri informația ca o câte un unghi, adică un unghi dintr-o parte și unul dintr-o parte, iar laturile care îl formează congruente, triunghiurile sunt congruente. Da. Deci, nu neapărat să fie C cu C prim, poți să fie alt unghi, poți să fie A cu A prim și ce laturi atunci, dacă zic A cu A prim, ce laturi trebuie să fie în discuții? A cu A prim. Da. Poți fie dreapta CB. Așa. CB? Nu, 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 nu. Stați, deci dacă, dacă eu dau A cu A prim, ce latură trebuie să fie neapărat congruente ca să mă duc în cazul latură unui latură? Păi CU și ACU și așa? AB-ul. Așa, mă. ACU cu A prim C prim și AB cu A prim B prim. Deci unghiurile, laturile care formează cele două unghiuri. Dar dacă eu spun unghiul B cu B prim congruente sunt. B cu B prim, AB și CD, CB. Adică? AB cu AB cu AB prim. A prim B prim. Da, C prim cu B prim. Deci, ai zis A, unghiul B cu B prim, știu că sunt congruente. Și care laturi intră în discuții ca să mă duc în cazul întâi? Deci, unghiul, deci mai repede să te înțeles? Deci în clipa în care îți dau un unghiu, da, și vreau să-i placez în cazul ăsta latură, unghi, latură, da, tu te duci repede la laturile care formează unghiul. Da, care formează unghiul despre tine. Deci eu ți-am spus, unghiul B e congruent cu B prim. Da, da, păi CB cu da. C prim B prim, C prim B prim și AB cu A prim B prim. Așa, deci imediat laturile care formează unghiul, da, de aici... Laturile trebuie să fie egale. Păi egale, da. Asta ai și spus, asta ai și spus tu acum. Păi atunci când am spus că A, se află în unghiul A, ce A cu A, C prim, era bine, dar AB cu AB prim nu era bine. Păi, da, că bine. Nu erau la fel. Cum? De ce nu sunt la păi, fel? Păi, ce A nu e egal cu AB. Ce A cu? AB. Păi, dar n-am spus ăstea între ele să fie egal, nu ăstea două, ci asta de aici cu asta de aici, asta de aici cu asta de aici. Deci nu la triunghi te gândești. Deci, la... Nu. Păi de-aia insist eu aici, ca să înțelegi bine. Deci în momentul în care ai două triunghiuri, da, și îți pui problema să vezi dacă astea sunt de aceeași măsură, da, sunt congruente. A, trebuie să verific una de la un imagine. Sigur că da. Deci așa. Deci, în mod normal, toate șase trebuie să zici. Una de aici, 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 un unghi cu unghi, latură cu... toate unghiile, da? Ei bine, dar nu toate trebuie să le iei tu ca să poți desena. Numai trei din ele. Numai trei.